Epoca de aur a creat în mod artificial zone agricole în delta Dunării prin îndiguiri și desecări. Noile incinte agricole nu au avut niciodată o producție conform așteptărilor. Ecosistemul a fost destabilizat și efectele asupra locuitorilor zonei nu au întârziat să apară. Ștefan Damian din Mahmudia a fost martorul acestor transformări. Când eram eu copil, ieșeau pescari cu bărcile pline cu pește. S-a schimbat destinația acestei incinte îndiguite și au început amenajările pentru agricultură. Și de atunci s-a stricat tot. Nu mai avem nici păduri, nici baltă, nici apă, nici pește, nici faună, floră. Totul s-a distrus. Mărăcini și alte... Localitatea Mahmudia este o comună binecuvântată de Dumnezeu, așezată între ape și cei mai vechi munți ai Dobrogei, care a beneficiat de o suprafață de deltă de vreo 900 de hectare, care în anii comunismului a fost transformată în teren arabil. Lucrare care n-a mai fost dusă și nu și-a mai găsit finalitatea, așa că în prezent localitatea are în vecinătatea ei o zonă aridă, plină de buruieni, fără a putea fi folosită. Oamenii din Mahmudia au înțeles că nevoile lor sunt strâns legate de nevoile naturii și mediului. Au înțeles, forțat de-a lungul anilor, că dacă intervii asupra naturii, nu înseamnă că ai câștigat. În zona Carasuhat, configurația rețelei hidrografice a suferit modificări importante în ultimele decenii, cu consecințe asupra structurii și funcționării acestui complex deltaic. Îndiguirea zonei și desecările realizate au redus drastic diversitatea biologică specifică zonelor umede din Carasuhat. Restaurarea proceselor naturale are o importanță majoră în păstrarea pe termen lung a diversității biologice și contribuie la menținerea unui statut favorabil de conservare a speciilor. Așa a luat naștere proiectul de reconstrucție ecologică a terenurilor ce aparțin domeniului public al comunei Mahmudia. Comunitatea locală s-a gândit ca să fie transformată într-o mini-deltă, să fie readusă la statutul inițial. Am putea avea așa aproape ceea ce găsim în alte zone, Mila 23, Crișan, Maliuc și alte zone foarte frumoase din delta Dunării. Deci delta va porni, ce stuf, ce baltă, ce... Pentru că asta e delta. Cum să vă spun un cuvânt? Trebuie să o dăm înapoi, din ne-am luat. Da, bre, da, așa este. Da, să circulă apa și pește ar să fie. S-ar reface flora, s-ar reface totul natural. Realizarea acestui proiect va duce la o revigorare a zonei din toate punctele de vedere. Mă refer habitate, fond piscicol, fond stuficol, refacerea ecosistemului. Soluția este o alternativă locală. Pe de o parte, pentru refacerea zonelor umede, a habitatelor tipice peisajului deltaic, necesare reproducerii naturale a peștilor, atragerii păsărilor acvatice, ameliorarea calității apelor, iar pe de altă parte, a posibilităților oferite comunității locale de a dezvolta activități tradiționale, în prezent aflate în declin. Ei nu știe să facă o acoladă, o sinteză din viața unui pescar. Cât cheltuie și cât investește ca să mențină pe linia de plutire, pe linia de suprafață. Ivan Ierofei este unul dintre oamenii ce a reprezentat România la Olimpiada din 1976, Caia Canoe. Încă n-a părăsit barca și este unul dintre pescarii din Mahmudia ce își dorește ca acest proiect să devină realitate. Sandule, poți să te apuci de treabă. Când eram copil, digul nu era, treceam de aici direct Gorgova. Acum ocolim 25 de kilometri să ajungem în lacul Gorgova. De ani de zile tot se preconizează să tai un canal până în Litkov. Scurtare de timp, și bani, dar bani, problema este de combustibil, dar și de motoare, bărci care le folosim, nu? Motorul, dacă îl folosesc o oră, e una e să folosesc 2-3 ore, nu? Și peștele când îl aduc, în loc să îl aduc proaspăt într-o jumătate de oră să vină acasă, eu trebuie să fac 2 ore, să parcurg 2 ore distanța respectivă. Când se va inunda această incintă,
va fi pește în țintă, se va pescui acolo și nu mai este distanța să mai merg la lacul Gorgova, la lacul Uzlina, la lacul nu știu care. Nu mai consum combustibil așa de mult și pescuitul va fi și mai bun. Primăvara peștele va veni, va depune icrele acolo și rămâne acolo. Și în câțiva ani de zile poate să pescuiască toată Mahmudia. Azi Ivan a pescuit pe canalul Sfântul Gheorghe. Ce captură a avut? În jur de 2-3 kg. Cabane înseamnă că vreo 14 lei, 12 lei. Pentru două persoane e bine. E necesar un canal. Da. În primul rând, transportul nostru să fie puțin mai economic și se alimentează cu pește Delta Dunării. Lucrările sunt deja demarate odată cu semnarea contractului de finanțare în data de 1 martie 2012, pe timp de 42 de luni. Ne îndreptăm spre incinta agricolă Calasula, spre terenurile aparținând Consiliului Local Mahmudia, care sunt supuse procesul de reconstrucție ecologică. După cum bine vedeți, în stânga mea se află traseul fostei gârle Prestație, cea mai rămas din această gârlă, de-a lungul zecilor de ani de colmatare. Această zonă prezenta, înaintea îndiguirii, o rețea hidrografică proprie, formată din gârle, canale, lacuri și japșe. Îndiguirea și desecările au determinat izolarea apelor subterane de procesele hidrologice și coborârea nivelului freatic la sub 3 metri. În afara micilor întinderi de stuf și a loturilor agricole, aici predomină acum comunitățile vegetale ruderale, a căror dezvoltare a fost facilitată de activitățile umane desfășurate în zonă. Fostul canal Prestația, în prezent colmatat, cu o lungime de 4,7 km, va fi repus în funcțiune și se va uni cu actualul canal Litkov. Astfel va apărea o nouă cale de acces în delta Dunării, dinspre Mahmudia. Suprafața incintei agricole Carasuhat va fi inundată natural, ceea ce va crea toate premizele pentru a redeveni ce a fost cândva, o zonă conectată la circuitul natural cu toate funcțiile și habitatele specifice zonelor umede. Circuitul apelor în incintă e gândit în așa fel încât să împiedice dezvoltarea speciilor invazive și în același timp să evite pericolul colmatărilor viitoare. Această zonă va fi înconjurată de un canal lung de 11 km, paralel cu digul, care va trasa perimetrul incintei. Incinta va fi tăiată în două de o altă lucrare, canalul median. Acesta va avea o lungime de 1,2 km. Vor fi amplasate 300 de balize cu semnalizare optică și acustică pentru delimitarea canalelor de viitoarele habitate. O ieșire alternativă din zonă va fi posibilă prin canalul Karalitkov-Litkov, în lungime de 1 km, în prezent colmatat, și acest canal va fi refăcut. Ion Damian, localnic, cunoaște situația și vrea mai mult de la autorități. Sunt om al Bălții, îmi place balta, fără baltă n-aș putea să trăiesc, în schimb trebuie să o salvăm, să o mai colmatăm. A doua problemă care este problema poluării. Deci scoicile, care sunt cele mai sensibile, sunt plutesc sus, deci înseamnă că este poluare. Noi plătim niște taxe și impozite. Deci, pe exemplu, eu plătesc 12 milioane jumate, deci 12 milioane 500 de mii plătesc statului, dar eu nu știu dacă reușesc să câștig asta. Cam în zona asta, aici a avut bunicul meu casă. Îmi place ca Delta să rămână așa cum a fost ea dintotdeauna. Fastic a fost un ghiol adânc. Și o să vedeți că a rămas teren de fotbal. Pentru viitorul copiilor noștri sau nepoților noștri, nu se poate așa ceva. Ei nu o să pescuiască în salci, unde o să pescuiască? Uitați-vă, pelicanii stau pe uscat. Ia uitați-vă la ei. Deci, uite, ăsta este fasticul. Deci, ce sistem ecologic facem noi? Ăsta având 2 metri adâncime.
Pericolul colmatării este real, dar Ion Damian crede că prin renaturare, cum numesc pescarii reconstrucția ecologică, există șansa revenirii la normalitate. El spune că actualul câmp cu ciulini, terenul agricol, zona ce va fi inundată natural, va arăta așa. O să ajungem la o așezare de pescari. Dacă nu se vor face renaturări, Delta Dunării va fi peste 10 ani. Deci cred că singura chestiune e renaturarea, care trebuie făcută și cât mai repede. Natura își va face treaba, înțelegeți? Natura știe ce are de făcut. O face de mii de ani. O să o facă încă o dată, pentru că la doar câțiva kilometri de Carasuhat, ecosistemele sunt o realitate. Se așteaptă ca 18 tipuri de habitate să fie refăcute și să beneficieze de condițiile necesare asigurării unui statut favorabil de conservare până în 2014. Aceste lucrări prin care natura își reintră în drepturi înseamnă o reducere a suprafețelor îmbiguite din Delta Dunării cu 2,3% până în 2014, precum și creșterea suprafețelor cu biodiversitate ridicată cu 1%. Un procent capabil să facă o diferență, cel puțin pentru Ion Damian și comunitatea din Mahmudia. Se va regenera foarte mult, foarte mult. Va crește păduri, va crește vegetație, va crește chiar și stuful care a fost, a dispărut, care trebuie să apară iarăși din nou. Dacă am avea așa ceva, ca mine sunt sute de locuitori din Mahmudia care doresc așa ceva. Înainte de a pleca la drum, noi am testat opinia comunității. Peste 80% din populația comunei își dorește acest lucru, pentru că, într-adevăr, vom reda mediului ceea ce era a lui și vom trăi într-o zonă mult mai frumoasă, mult mai curată, mult mai aerisită. Foarte bun proiect. Abia îl așteptăm ca să vină. E un pas. Ar revigora o leacă Delta, ar, eu știu, pescuitul, turismul. E foarte bine că se face lucrul ăsta. Să-i dăm drumul la această investiție, să ne ajutăm pe noi înșine în așa fel încât să fie bine pentru toți. Acum oamenii Deltei au nevoie de Delta. Așadar, să înceapă lucrările. Proiect finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională în cadrul Programului Operațional Sectorial Mediu. Investim în mediu, credem în viitor.